Silviu Prigoan a avut o căsnicie zbuciumată tare cu Adriana Bahmuțianu, femeia care a dăruit 2 copii. O spune chiar apropiatul afaceristului care s-a prăpădit la 60 de ani. Interesant, acesta spune că Prigoană nu a vorbit-o de rău pe Adriana, spunea că o respect, pentru că este mama copiilor lui. Despre Bahmu nu a vorbit niciodată de rău. Dacă se deschidea subiectul, spunea că o respect, că e mama copiilor lui și atât. În rest, acțiunile pe care le făcea, că scotea mereu câte ceva și avea câte o idee nouă, erau ca să o provoace, că era cu capul și plăcea să tachineze, să atace, știind că și ea va reacționa, dar nu o făcea din răutate. O făcea că îl distra mult. Și asta nu doar legat de Bahmu, o făcea cu oricine simțea că poate să-l tachineze și el va reacționa cumva, despre Mihaela, femeia care i-a fost alături de care a format un cuplu până în ceasul morții. Sursa noastră spune că era doar de ochii lumii. Nu ar fi fost chiar o relație afectivă normal. Relația cu Mihaela era aproape inexistentă din punct de vedere afectiv. Împărțeau același acoperiș uneori. Fiecare era cu treaba lui, se ocupa și de fetele Mihaelei și mereu era preocupat să fie tot ok. Educațional, făcea parte cam din toate activitățile cu copiii, a povestit cel care i-a fost apropiat lui Silviu Prigoană. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.